236 de zile. 236 de zile în care 7 copii se trezesc și nu simt căldura părinților. 236 de zile în care părinții se trezesc și casa este goală. 236 de zile în care un sistem corupt german abuzează drepturile cetățenilor Europei și cu mândrie, i-aș spune nazistă, îndrăznesc să calce în picioare tot ce înseamnă demnitate umană. 236 de zile în care statul german ezită și evită să răspundă cerințelor a mii și mii de persoane, sute de mii de persoane care cer drepturi într-o Europa care se pretinde democrată. În 236 de zile, Alianța Familiilor din România a desfășurat tot felul de evenimente și această alianță a reușit să adune la oaltă oameni de toate culorile politice, din toate nivelurile sociale, din toate colțurile Europei și a lumii, ca să ceară drepturile copiilor furdui. Alianța este locul în care s-au adunat la oaltă oameni care doresc libertate. Vin din Timișoara și acolo în aceste zile, în 1989, oamenii îngenuncheau și cereau lui Dumnezeu libertate. A venit Germania și după 30 de ani ne spune că nu avem libertate. Nu mai avem libertate să ne creștem copiii așa cum dorim. Nu mai avem libertate să ne închinăm lui Dumnezeu când vrem. Nu mai avem libertate să cerem democrație și pentru noi, nu doar pentru alții. Familia Furdui este un exemplu care ne stă înainte că drepturile noastre sunt în pericol atâta vreme cât nu ne ridicăm glasul. Pastorul care a vorbit înaintea mea, domnul Ianovici, spunea mai devreme către noi că Iisus Hristos este o stâncă și nu o frunză. Vedeți, politicienii din ziua de astăzi sunt niște frunze. Jugendamtul este o frunză. Ideologiile noi care ne sunt vârâte pe gât sunt frunze. Iisus Hristos este o stâncă. Vreau să afirm în fața dumneavoastră, să transmit statului german, ambasadei Germaniei din București, consulatului Germaniei din Timișoara, reprezentanților Germaniei în cele mai înalte foruri europene, că noi ne bazăm nu pe frunze, ci ne bazăm pe Iisus Hristos. Familia se bazează pe întemeietorul familiei, care este Dumnezeu Creatorul. De asta suntem aici în fața Guvernului României și atrag atenția guvernanților români, parlamentarilor români care nu fac nimic pentru familia Furdui. Le atrag atenția că noi suntem pe o stâncă și nimic nu ne va putea deturna de pe această stâncă. Familia Furdui își va avea copiii acasă. Parte din merit este al dumneavoastră, celor care, prin alianța aceasta, ați pichetat ambasada, consulatele, centrele culturale germane pentru 23 luni de zile. Sunteți cei care ați strigat și ați postat pe rețelele de socializare cerând ajutorul românilor, ajutorul internațional pentru a susține familia Furdui. Alianța Familiilor din România este decisă să continue aceste proteste până când copiii vor ajunge acasă. 236 de zile, domnule ambasador al Germaniei, este prea mult! 236 de zile în care n-ați vrut să auziți glasul românilor, este prea mult! Domnule Klaus Werner Iohannis, ați dormit 236 de zile liniștit pe când copiii familiei Furdui, cetățeni români, care v-au fost dați în grijă de către cei electoratul român, stau în case sociale, hăituiți și hărțuiți de statul german. Domnule Klaus Iohannis, în calitate de președinte a României,
aveți obligația constituțională să vă îngrijiți de cetățenii români. Domnule ministru de externe, aveți obligația să vă îngrijiți de cetățenii români aflați în străinătate. Vreau să mulțumesc pe această cale avocatului copilului, care s-a implicat încă de la început, prin petiția pe care Alianța a lansat-o, s-au implicat în rezolvarea acestei situații. Prin avocatul poporului, avocatul copilului desfășoară demersuri care conduc la eliberarea copiilor furdui. Vă mulțumim! Dar în același timp, vă mulțumesc tuturor celor care sunteți aici și vreau să vă aduc în atenție un caz aflat acum pe masa de lucru a Alianței, cazul familiei Zeiler. Au trecut mai mult de 236 de zile de când Pia Sofia, o fetiță de numai 9 anișori, a fost răpită de aceleași Jugendamt, aceeași instituție coruptă germană susținută de statul german, de politicieni corupți germani, de pedofili germani. Și fetița aceasta a fost luată de la mama ei în ciuda unei hotărâri a înaltei curți germane că fetița trebuie să stea cu mama. De aceea, doamna Mihaela Zeiler va intra în legătură directă cu noi